Sunteți în echipa domnului Romășcanu? Și pe ce funcție? Eu cred că da. Acum depinde dacă domnia lui consideră că pot face din parte din echipă, dar eu cred că cea mai importantă calitate a unui om care face parte din partid este calitatea de membru de partid. Restul, eu v-am mai spus, funcțiile astea politice, nu că nu mă interesează, este bine să le ai, dar important este să faci anumite lucruri care pot duce într-o anumită direcție. Din auzite am înțeles că da, probabil că o să candidez la funcția de prim vicepreședinte. Dar una încă... dintre cele două, sau câte vor fi? Conform statutului sunt două sau rămâne la latitudine, da, așa știu că sunt două.